Mamă, cum scăpa de sărăcie, de ce? M-ai trimis de acasă, duce România. Am zis cu ie că toată viața așa a fost să fie. Ți-am lăsat o scrisoare de adio în sufragerie. Hai, nu plânge, mamă, cum scăpa de sărăcie, de ce? M-ai trimis de acasă, duce România, de ce? Vă mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult la toată lumea și la jurul, la toți. Eu sunt Vlad Zapu, el e prietenul meu, DJ Este. E spaniol, așa că nu se poate să vorbească. DJ Este. DJ Este, da. Uite, ăsta e un adevăr. Un adevăr care merită un curent întreg în hip-hop pentru România. Da, cei care au plecat. Vă mulțumesc foarte mult. Și gândurile lor. Mulțumesc foarte mult. Maestre? Tare, frate! Mersi foarte mult, mersi foarte mult. Mas fuerte, hermano. Mas fuerte. ¿Qué dices? De cojones. Ok. Andra? N-am cum să nu spun da. Îți mai foarte mult. Micaela? Da și de la mine. Mulțumesc. Mergeți foarte în mult. Mergeți în etapa următoare cu 4 de la. Mulțumim foarte mult, mulțumim foarte mult. Toți românii care pleacă afară au părere nasoală de țara lor pentru că merg la mai bine, merg la puțin mai bine. Și o diferență, ca și cum un câine, ce nu l-ai tratat bine de mic, îți schimbă stăpânul. Îți dai seama că după aia o să-și amintească de stăpânul, de primul stăpân, dar nu o să-și amintească de bine, dacă al doilea îl hrănește mai bine. Păi da, păi cam așa e, îți dai seama că nu pleacă nimeni de bine ce era aici. Și sigur că într-un fel sau altul ei se simt alungați. Și toți speră în fiecare zi că se pot întoarce, pentru că îi cheamă pământul aici, e magnetismul. Abajurul sufletului meu. Cum te cheamă? Terente. Ce-i, fratelor? V-a impresionat ciocanul sau...